Dear colleagues, dear friends, ladies and gentlemen, dear dragi prieteni, dragi colegi, doamnelor și domnilor, by congratulating you for your election as EPP president. Vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al PP. You will have a very successful leadership mandate and you may count on. Sunt convins că veți avea un mandat de succes. Party full support and commitment. Și sigur veți conduce PP la câștigarea următoarelor alegeri europene din 2024. Puteți conta pe sprijinul deplin al Partidului Național Liberal. President Tusk for his dedication as president of the EPP and of the Îi mulțumesc și președintelui Tusk pentru dedicarea lui. His continued support for Romania. We always felt we had a friend in you and we wish you Am simțit mereu că am avut un prieten în dumneavoastră și vă dorim succes în viitor. Dear colleagues. Dragi colegi. The moment we are living is going to redefine our current history. Momentul pe care îl trăim va redefini istoria actuală. The invasion of Ukraine is Invazia Ucrainei este un război împotriva valorilor fundamentale ale PP. European principles and values. Freedom, democracy, libertatea, democrația, drepturile fundamentale și statul de drept. I would like to thank the EPP for taking a clear stance against the Russian invasion in Ukraine. Vreau să mulțumesc PP pentru că și-a asumat o poziție clară împotriva invaziei ruse. Thanks for the strong proposal that our Commission President put forward and our President of the European Parliament advocated for. We managed to take such an unprecedented action against Russia. Grație propunerilor ferme pe care le-a înaintat președintele Comisiei și susținute de președintele Parlamentului European, am reușit să luăm în calcul asemenea măsuri fără precedent împotriva Rusiei și în sprijinul Ucrainei. Este important să continuăm, trebuie să rămânem uniți. Romania has done and it's still doing its part in this crisis. România a făcut și încă face partea sa în această criză. 1,1 milioane de ucraineni au trecut granița României. Oamenii din România și autoritățile s-au mobilizat și i-am primit pe ucrainieni cu inima deschisă. Le-am dat adăpost, securitate, tot ce am putut. Peste 85.000 de ucrainieni sunt încă în România, inclusiv peste 30.000 de copii și adolescenți ucrainieni care urmează în școlile românești. Again, during this crisis, as we did so many times before, Romania has proven that we can secure the external border of the European Union. România a făcut în această criză, așa cum a făcut de fiecare dată și în alte situații, am arătat că putem să asigurăm securitatea granițelor României. This is also what the Commission has been saying for more than 10 years. This is also what the European Parliament has been saying for a very long time. Romania has been waiting for 10 years to join the Schengen area. România a așteptat de 10 ani să intre în spațiul Schengen și this decision can no longer be postponed. Credem că această decizie nu mai poate fi amânată. And I will take this opportunity to thank Ar trebui să fie o decizie bazată pe merit. Our amendment regarding the Schengen area. So thank you all of you. We have clearly fulfilled the necessary criteria and I ask Am îndeplinit în mod clar EPP in all EU institutions in order to finally criteriile reach a necesare positive decision on our Schengen accession. Și ar trebui să ajungem în sfârșit la o decizie pozitivă cu privire la aderarea noastră la Schengen. To sanctions Russian's criminal behavior.
România a fost un susținător puternic al măsurilor de sancționare a comportamentului criminal al Rusiei și vom continua să fim alături de Ucraina. Trebuie să fim uniți de asemenea în sprijinul nostru pentru Republica Moldova. The pro-European president of Moldova, Maia Sandu, belonging to our political family, the government Maia Sandu, președintele pro-european al Republicii Moldova, care de asemenea aparține familiei noastre politice, acting in a European spirit and receiving the highest number Guvernul și o majoritate clară în Parlament acționează în spirit european și primește cel mai mare număr the Republic of Moldova de refugiați în comparație cu populația țării. Alongside Ukraine, such a decision... Premierul României, așadar, doamnelor și domnilor, este discursul acestuia la Congresul PPE din Rotterdam. Premierul României care vorbește despre faptul că România ar trebui să intre cât mai curând în spațiul Schengen, mai ales că merităm acest lucru, și vorbește premierul Nicolae Ciucă despre războiul din Ucraina și despre susținerea pe care țara noastră a acordat-o în toată această perioadă Ucrainei.